Mihail, am înțeles că ai fost bătut de către mai mulți băieți pentru că ești gay. Poți să ne dai mai multe detalii? Ce s-a întâmplat? Cum te-ai întâlnit cu ei? Și cum tu privești toată situația asta? Am făcut cunoștință cu un băiat de 18 ani la Pieznacomstvo. Și adică ne-am schimbat cu noi telefoane, m-a sunat și am venit în parc și am făcut cunoștință cu dânsul. El a venit, tot normal. Și au zis că au mai venit mai mulți băieți, adică în minute și au mai venit mai mulți băieți, m-au cujurat pe scaun și au început să mă jusească, să spui cuvinte murdare, au turnat ăsta cșet în cap. Adică așa, și... Adică erau pregătiți ca să fie... Să mă jusească, anume ca gay. Cât timp ai făcut cunoștință cu acest băiat pe internet? Undeva vreo 2 luni. Și nu ai avut nicio suspecție față de el? Nu. El cum te-a privit în ochi? Ce ți-a spus băiatul ăsta cu care te-ai... O zis că îi place, că, adică să faci cunoștință, că îi place băieți și așa au spus. Adică a fost ca unul de-a nostru, așa. Dar cum vă găsesc pe voi și dacă te aștepți de obicei la așa genul de întâlniri? Pe internet, mai mult pe internet, că pe drum n-a să mergi să faci cunoștință așa. Numai pe drum, adică pe internet, adică vorbești și dacă persoana e interesată cu asta și este fix ca tine, și așa mai ușor să întâlnești, dar dacă ești pe stradă, doar n-ați duci să faci cunoștință, fiecare zi și pe cucerii. Te-au mai urmărit acești băiați? Câți erau ei la număr? 6 erau. Un grup. Te-au mai urmărit după asta sau? Nu. După aceea m-am lăsat în pași. Adică te-au bătut, te-au lăsat acolo? Da, și eu m-am jăluit la gender doc și sunt niște gomofobi. Ai spus că cineva a venit și la tine la serviciu să te amenințe. Da, ei căutau prin unde și cum lucrează. Și apoi cu asta tot, adică să află de orientația ta și să tot cum atvernuță, cum se întoarcă de la tine, adică așa. Adică te amenințau că vor spune... Da, la toți îți spui, da, la tăți îți spui și orientația ai și asta și tăți îți știi. Și tu cum te-ai uitat la lucrul ăsta? Te-ai speriat? Da, puțin da. Din ce cauză? Că aveau niște oi ca la lupi, ca, eu nu știu, foarte jostoche. La serviciu, în familie, ești deschis despre orientarea ta sexuală? Da. Adică nu sunt probleme să te accepte sau... Nu, tot normal, da. Colegii tăi cum au aflat despre orientarea ta? Normal, adică nu. Normal, nu cu furie, nu cu... Și ce lecție ai avut de învățat din această situație? Lecție că trebuie să fiu leac mai atent când, adică că sunt la noi cum a fost țara comunistică și toți, adică, gomofobi foarte mulți. Și trebuie să fii mai atent. Crezi că în Moldova se va schimba vreodată percepția oamenilor față de gay, lesbieni? Da, cred că da. Că de-am Uniunea Europeană, bine că am ales să fim cu Uniunea Europeană, că unde se respectă toate drepturile omului. Cum ai vrea să te privească societatea sau să te accepte? Ce ai vrea să le spui în sensul în care să fii egal, fericit, de rând cu ceilalți? Eu aș vrea să spun lume că să nu, adică să înțeleagă că noi toți suntem oameni, noi tot avem, noi nu suntem vinovați că așa ne-am născut, așa noi suntem noi și nu putem schimba nimic, așa e. Și să ne primească așa cum suntem noi. Mm-hmm.